În lecția de față vom discuta despre noțiunea de vector. Pentru a introduce această noțiune, respectiv noțiunea de vector, vom apela mai întâi la câteva chestiuni elementare din geometria euclidiană. Și anume, este vorba de noțiunea elementară de segment. Dându-se o dreaptă oarecare D, și două puncte de pe dreaptă, punctul A și punctul B, ne aducem aminte că am notat în geometria euclideană clasică segmentul AB sub forma aceasta, însemnând mulțimea tuturor punctelor de pe dreapta D dintre A și B, cuprinse între A și B împreună cu punctele A și B. Aceasta era noțiunea de segment. Deci segmentul era văzut ca o mulțime de puncte. Segment. La segment ne-a interesat în mod deosebit lungimea acestui segment sau măsura segmentului, pe care am notat-o cu AB. De asemenea, puteam discuta și despre distanța de la A la B notată în felul acesta uneori. Ambele reprezintă un număr real și nu este altceva decât măsura segmentului. Deci AB sau distanța de la A la B sau lungimea segmentului AB reprezintă numere reale, deci aparține numerelor reale, și reprezintă măsura segmentului. În geometria euclideană, în mod special, ne interesa mărimea unui segment. În anumite științe, cum este știința fizicii, care este o știință fundamentală, o știință vecină și prietenă matematicii, mai interesează la un segment și alte două particularități. Și anume, la un segment va interesa măsura segmentului, deci lungimea segmentului AB sau lungimea AB sau distanța de la A la B, dar interesează foarte mult și direcția pe care se află acest segment și care nu reprezintă altceva decât dreapta din care face parte segmentul și care dreaptă se va numi dreaptă suport a segmentului AB. Și de asemenea ne interesează și parcurgerea unui punct, unei distanțe de către un punct material de la A la B sau de la B la A, cele două acțiuni fiind diferite. Deci, iată trei particularități care statuează în cele din urmă o nouă noțiune, pornind de la noțiunea de segment, și anume noțiunea de segment orientat. Așadar, noțiunea de segment orientat. Segmentul orientat este un segment pe care îl notăm cu AB, cu o bară deasupra. Apreciem că această notație poate fi diferită de la un manual la altul sau de la un curs la altul. Noi recomandăm această notație. Așadar, segmentul orientat AB presupune trei caracteristici fundamentale și anume 1. Acest segment are mărime care o notăm cu AB sau segment orientat AB în modul. 2. Direcția segmentului orientat, deci direcția, care înseamnă dreapta D, care este dreapta suport a segmentului AB, sau, atenție, orice dreaptă D' paralelă cu dreapta D. Și de asemenea, o altă caracteristică fundamentală pentru noțiunea de segment orientat este sensul. Spuneam că ne interesează mișcarea eventuală a unui punct material din poziția A spre poziția B sau invers. Cu alte cuvinte, pe o dreaptă avem de a face cu două sensuri pe care le notăm de regulă cu o săgeată. Deci două sensuri sunt posibile pe o dreaptă. Deci sensul înseamnă sensul de parcurgere de la A la B sau respectiv de la B la A. Segmentul orientat din figura prezentată alăturat poate fi pus în evidență sub forma următoare. D
deci ne referim la segmentul AB, de pe direcția dreptei D și care are sensul de parcurgere de la A la B. Facem observația că segmentul orientat AB, cel pe care îl observăm și pe figură, și care are mărimea, lungimea segmentului AB, direcția dată de dreapta suport, dreapta D, și de asemenea sensul, este sensul de parcurgere de la A la B, este diferit acest segment orientat AB de segmentul orientat BA. Cele două segmente orientate au aceeași mărime, aceeași direcție, dar sensuri diferite. Așadar, cele două segmente orientate sunt diferite. În figura de mai jos sunt trasate trei drepte ce pun în evidență o aceeași direcție, trei drepte paralele, pe care, profitând și de gradațiile care apar pe aceste drepte, ce invocă o aceeași unitate de măsură pentru orientarea desenelor ce vor urma, punem în evidență câteva segmente orientate în felul următor. Pe prima dreaptă, un segment orientat, iată-l, putem lua, bineînțeles, o infinitate de segmente orientate, putem construi și acest segment și pe a doua dreaptă, după cum se vede, și în sfârșit pe a treia dreaptă. Și de ce nu, în afara acestor trei drepte, mai putem duce o infinitate de segmente orientate. Iată un astfel de segment. Sau acesta. Mai întâi vom pune în evidență câteva puncte pe aceste drepte, deci pe dreapta D, de prim și de secund, care sunt, după cum arată și figura, paralele, deci indică aceeași direcție, punem în evidență câteva puncte, punctele A, B, ce permite notarea primului segment orientat cu AB, următorul segment orientat, să notăm A'B', următorul segment orientat este, atenție, CD, un alt segment orientat este, de exemplu, MN, dar și segmentul RS, segmentul LK, segmentul IJ și segment orientat, de ce nu, X, Y. În această figură ne interesează, în cele ce urmează, acele segmente orientate pentru care atât mărimea, cât și direcția și sensul sunt caracteristici identice. Deci care au aceeași mărime, direcție și sens. Aceste segmente sunt următoarele. Este vorba de segment orientat AB, le vom pune în felul acesta în evidență, și A'B', segment orientat CD are și sens diferit și mărime diferită, chiar dacă au aceeași direcție. Deci, cum spuneam, urmărim ca toate cele trei elemente să coincidă, mărimea, direcția și sensul. Pe a doua dreaptă întâlnim RS,
are aceeași mărime, direcție și sens, reamintim faptul că se află pe dreapta de prim, care e paralelă cu D, deci indică aceeași direcție. De asemenea, mai observăm și pe dreapta de secund și LK, segment orientat, cu aceeași mărime, direcție și sens. Aceste segmente orientate se vor numi segmente orientate echipolente. Deci, punem în evidență această definiție foarte importantă, și anume segmente echipolente. Noțiunea de segmente, noțiunea următoare, segmente echipolente, este deosebit de importantă pentru că ea stă la baza definirii noțiunii de vector. Deci vom spune noi că două segmente orientate, în general A, B, segment orientat, este echipolent, aceasta este notația pentru această relație, deci AB este echipolent cu segmentul orientat A'B', dacă au aceeași mărime, direcție și sens. Pentru facilitatea expunerii, notăm doar 1, 2 și 3, cele trei caracteristici ce sunt necesare pentru a caracteriza un segment orientat. Deci două segmente orientate sunt echipolente dacă au aceeași mărime, direcție și sens. Pregătim în continuare construcția noțiunii de vector cu ajutorul unui desen ca acesta alăturat, în care prezentăm patru drepte paralele ce indică o aceeași direcție și de asemenea pe prima dreaptă avem și un segment orientat. În continuare desenăm mai multe segmente orientate cu proprietatea că acestea vor avea aceeași mărime, direcție și sens cu segmentul orientat dat. Iată un alt segment orientat de aceeași mărime, direcție și sens. Și în continuare alte astfel de segmente orientate. Toate aceste segmente, cum spuneam, segmente orientate, au aceeași mărime, direcție și sens. Și acum noțiunea de vector. În imagine avem o infinitate, sau ne putem imagina o infinitate de segmente orientate, care sunt toate segmente orientate echipolente cu un segment orientat dat. Ne referim, de ce nu, la primul segment orientat, AB, iar toate celelalte segmente orientate au aceeași mărime, direcție și sens cu acest segment. Mulțimea tuturor segmentelor orientate, echipolente cu un segment orientat dat, se numește vector. Vom fixa această noțiune și într-o scriere corectă, și anume, vectorul se va nota cu V și va reprezenta mulțimea tuturor acestor segmente orientate echipolente. Vectorul V, care reprezintă din punct de vedere matematic, deci după o definiție riguroasă, vectorul înseamnă o mulțime infinită de segmente orientate echipolente între ele, deci V este egal cu AB, avem și această notație. Vom nota de acum înainte un vector cu ajutorul unui reprezentant al elementelor sale, adică un segment orientat AB. De multe ori, noțiunea de segment orientat se pierde în teorie, iar atunci când vom desena un segment orientat, ne vom referi automat la mulțimea tuturor segmentelor orientate echivalente cu el, adică la noțiunea de vector. Așadar, un vector poate fi reprezentat pe un desen printr-un segment orientat și îl putem trasa oriunde în plan cu condiția să aibă aceeași mărime, direcție și sens. Iată deci definiția noțiunii de vector.
Așadar, V, cu săgeată deasupra, reprezintă mulțimea segmentelor orientate echipolente cu un segment orientat dat. Vectorul V poate să fie notat și pe o figură, în felul acesta, și el se caracterizează, de asemenea, ca și segmentul orientat, prin trei particularități, și anume prin mărime, direcție și sens. Mărimea unui vector este notată de cele mai multe ori vectorul V în modul sau vectorul AB în modul. Uneori se notează simplu cu V și reprezintă mărimea vectorului V, care coincide cu mărimea oricărui segment orientat care îl reprezintă. De asemenea, prin direcția și sensul unui vector, înțelegem direcția și sensul oricărui segment orientat care îl determină, adică mulțimea tuturor segmentelor orientate echipolente care compun vectorul respectiv. Deci noțiunile de mărime, direcție și sens sunt identice cu cele de la noțiunea de segment orientat. Avem în continuare de făcut precizarea că doi vectori se vor numi egali, deci vectorul V va fi egal cu vectorul U dacă și numai dacă, prin definiție, au aceeași mărime, direcție și sens. Deci au aceeași mărime, direcție și sens. Ne permitem să le scriem generic, exact așa cum am prezentat la segment orientat. Vrem să atragem atenția, în mod special, asupra unui vector care este introdus, prin definiție, tocmai pentru a facilita definirea operațiilor de adunare sau de diferență care vor urma în ce privește vectorii. Și anume este vorba despre vectorul nul. Vectorul notat cu 0 cu săgeată deasupra este vectorul nul și are următoarele caracteristici. Modulul său, adică mărimea acestui vector, este egal cu 0. Numărul real cunoscut. De asemenea, vectorul nul este singurul vector care nu are direcție și sens. Are doar mărime și aceasta este egal cu 0. De asemenea, dorim să punem în evidență un vector special relativ la vectorul V desenat în această figură, și anume un vector care să se afle pe aceeași direcție cu vectorul V, are aceeași mărime cu acest vector, dar are sens opus. Un astfel de vector se va numi vector opus. Notația acestui vector este următoarea. E vorba de vectorul minus V. Deci minus V este vectorul opusului V, are aceeași direcție și aceeași mărime cu vectorul V, dar are sensul opus. Atât vectorul nul cât și vectorul opus vor avea o importanță deosebită pentru operațiile cu vectori care vor urma.